Salutare, oameni buni! Iată de la un nou vlog. Astăzi am venit acasă de la treabă. O trebuie să venim mai repede un pic, că ploaia ne-a stricat planurile. Dar dacă totuși am venit un pic mai repede acasă, atunci o să fac un grătar. Și haideți să vedeți că am aprins deja focul. Și pentru că o să fiu singur, să nu vă gândiți că o să fac nu știu câtă mâncare, nu, puțină. Vedem. Se vede focul. Lăsăm să ardă rugina și impuritățile care s-au depus de la grătarul anterior. Așa că revin. Atunci când mă văd animalele, toate sunt aici, vin, că așteaptă să mai primească un pic de mâncare, mânca, dar na, așa sunt animalele. Nu știu dacă să văd și pui și toate alea, sunt destule. Și vechiul bătrânul Bruno, așa Bruno. Acum nu mă arăt purcei, o să vă arăt într-un alt loc. Mănâncă și dorm. Nu se aude gura lor, n-am treabă cu ei, dacă au mâncare și apă. Și dacă n-au, nu plâng, nu se aude gura lor. O să vi le arăt în alt loc, să vedeți cum cresc din zi în zi. Vedeți? Am cocoșul ăla cu... pe cap, nu știu cum se numește. Rațe, bibilici, de toate. Nu se prea înțeleg atâtea animale la un loc, dar în general nu-i mai cu ei. Vedem ce frumos să fige deja. Am îngătit, am crezut că se arde, dar uitați ce frumos se face. Așa trebuie. Gata. El își face treaba, pentru că vede căruțele cum merg pe drum și nu-i place. Revin. Să frige așa cu treabă bună, uitați ce lumenesc așa frumos și ciocanelele. Poate vă întrebați de ce am făcut așa puțin, pentru că mănânc singur. Familia, restul familiei au zis că nu vine cu mine afară, că e norat, nu-i vreme frumoasă și au în casă salată verde din grădină cu slăninuță friptă, cu, nu știu dacă cum ați obișnuit dumneavoastră să faceți, cu papă, cu ouă așa, cu papă, o salată de minune. Și sigur că au și felul 2. Eu n-am vrut să mănânc mâncare gătită, am vrut să mănânc un pic de grătar, pentru că la sfârșit de săptămână nu am avut timp și acum atunci am fac un pic de grătar și numai sunt singur și de asta sunt două felii de costiță, caiză sau cum să numesc și două ciocănești. Mi-ajunge, ho-ho! Sălățică de roșii cu ceapă verde din grădină și un usturoi este tăiat, așa, un usturoi din ăla tânăr, este tăiat acolo. Am pus un pic de sare și un pic de ulei, ulei extra virgin sau mai măsline. Așa că mănânc cărnița cu sălățică.
Uitați ce frumos arată. Am prăjit și șoricul, prăjit ca lumea. Uitați ce bine arată, că omul deja nu mai poate să stea fără să guste. Așa că vă arăt slățica. Între timp, uitați aici, am mai mâncat un pic de slănină, că până să facem mâncarea nu mai puteam, dar uitați ce slănină, de mâncat așa cu ochii. Vă doresc și dumneavoastră poftă bună! Ceva demențial, ce bine, ce gustos. Și n-am pus doar sare, că v-am spus nu odată că mie îmi place să simt gustul de carne, să nu fie prea nesărat, nu-i bun, așa că am sărat un pic și atât. Și salata asta. Soția mi-a făcut salata. Ceapa vete din grădină. E foarte bună, îmi place acum cât e tânăr. Ciocanelele încă se fric, pentru că încă nu s-au fric. Ceapă, usturoi, verde. Este demențial. Șuricul e crocant. Foarte bun, foarte gustos.
Nu vreau să vă plictisesc. Sper să vă fi făcut și dumneavoastră poftă. Este foarte bun. Puteți să încercați și dumneavoastră. 100% că ați mai încercat. Asta nu contest. Așa că acum, la urmă, vreau să-mi iau rămas bun de la voi, de la abonați și de la cei care vor intra probabil prima dată pe canalul meu. Și vreau să spun celor care s-au abonat și au rămas abonați, mulțumesc foarte mult și respectul meu din toată inima pentru voi, mă susțineți în proiectul acesta. Și vreau să spun că cei care acum au intrat prima dată sau au intrat, dar încă nu s-au abonat, să se aboneze, nu să aibă ce vedea. Diferite lucruri, sigur, și lucru și mâncare și destindere, relaxare, de toate puteți vedea pe canalul meu. Așa că vă rog să vă abonați, să apăsați pe clopoțel, să dați un subscribe ca să poată vadă și alții vlogurile mele. Și până la următorul vlog, aveți grijă de dumneavoastră, axați-vă pe lucruri frumoase, pe lucruri pozitive, pe lucrurile care vă face fericiți.